Mai multe organizații neguvernamentale au ajuns în vizorul Procuraturii Anticorupție. Reprezentanții Consiliului Europei au cerut organilor de drept din Moldova să verifice legalizarea utilizării banilor din granturile externe acordate pentru implementarea unor proiecte. Potrivit datelor Procuraturii Generale, pe acest caz a fost declanșată o cauză penală pentru escrocherie, evaziune fiscală și spălare de bani. În rezultatul măsurilor de urmărire penală întreprinse, a fost documentată o schemă ilegală de sustragere a granturilor acordate prin programele Consiliului Europei. Recent, procurorii i-au reținut pe 3 reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale, chiar în momentul în care împărțeau o tranșă de 16.000 de euro obținuți prin fraudă. Unul dintre reținuți este organizatorul schemei criminale și, potrivit materialelor cauzei penale, din banii obținuți anterior prin metode ilegale, acesta și-ar fi achiziționat un apartament în centrul capitalei. Potrivit procurorilor, ONG-urile vizate ar fi prezentat unei fundații date eronate despre activitatea lor, modalitatea și temeinicia folosirii banilor, întocmeau programe privind pseudoactivități care de fapt nu erau realizate, precum și rapoarte false, dobândind prin înșelăciune de la donatorii europeni mijloace financiare în sumă de peste 50.000 de euro.